Salutare băieți, bine v-am găsit la un episod. Azi ne jucăm din nou încă un episod de PUBG pentru că m-am gândit că vă place jocul ăsta și chiar am văzut că vă place. De la ultimul episod de PUBG am strâns multe. Acum așa băieți, mă interesează cel mai mult orele de vizionare. Nu mă mai interesează vizionări, like-uri și astea pentru că am văzut că nu se mai strâng. Dar de acum așa încolo vreau ore de vizionare. La fiecare episod, dacă să facem vreo măcar vreo 20 de minute de ore, 20 de minute de vizionare la asta, din atâția oameni, bă, unul tot să uită 20 de minute, lasă-l încolo. Hai să vedem dacă reușim să mai uite oamenii câte 20 de minute la mine. La ultimul episod am avut o jumătate de oră care s-a uitat cineva la mine, o jumătate de oră, și am decis să mai fac încă unul pentru că am văzut că v-a plăcut. Și oricum a fost un episod foarte lung, poate va fi și ăsta tot la fel de lung, deși nu știu dacă va fi chiar atât de lung pentru că ăsta e foarte lung și cu ăla e foarte lung și nu mai știu ce mai zic, că pe cișa, cred că nebunii deja. Hai să vedem. Încerc să mă duc mai tare. Deși dau lor meu cu măr în cap ca să-i arăt eu lui ce înseamnă asta. Îi dau și lor la un măr în cap. Și dau și lor un măr așa după cap, hai că e mai de dacă e. Suntem 100 de oameni. Player în cabin. Mamă, cât de mișto e PUBG, m-a jucat, foaleu, m-a jucat foarte mult, dar nu mă judecă când filmez atâta. Pentru că nu prea am timp de mai mult. Și oricum mai am vreo câteva episoade făcute deja. Pentru că câtă baterie am, 99, n-am nicio treabă. Că doar ce mi-a antrenat și telefonul de băgat l-a încărcat, la 100 fix, eu mereu merg cu l-a încărcat. Și nu mă joc pe el cât el a încărcat, se încarcă foarte repede într-o jumătate de oră. Într-o jumătate de oră de la bateria 0 se încarcă. Adică, bine, nu este cel mai bun telefon cu siguranță. Oricum, următorul telefon o să-mi iau, ăsta e pe locul 14 la gaming. O să-mi iau un telefon, următorul va fi pe 10. Dar oricum, telefonul ăsta o să-l țin vreo 3 ani de zile, îl țin lejer. Eu sunt un telefon foarte bun, pe lângă ce am avut eu. Și ăsta trebuie ținut 3 ani. După 3 ani încolo, poți deja să îl dai sau să faci ce vrei tu cu el. Mai bine îl vinzi, că mai scoți niște bani pe el. Oricum, următorul meu telefon, mi-aș vrea să am și Real GT-ul. Nu știu de ce, ăla e telefonul pe 3 în lume. Pe locul 3 în lume la gaming. Și este un telefon mult prea bun, care verișorul meu nu. Foi de viața mea și pe PUBG. Aleu, ăla n-are pic de lag. Oricum o să-mi iau și unul de la, deocamdată mi-a ajunge ăsta, nu vreau mai mult de ăsta. Pentru că, n-am nicio vârstă eu chiar așa, ca să am grijă chiar atât mult de unul din ăla foarte bun. Și ăsta mă mir cum de l-am primit. Oricum, eu sunt genul care am grijă de ele, nu-i de aia, dar, sunt mic, ce să fac eu telefonele alea. Deocamdată ăsta mi-ajunge ca să ajung și o profesionist pe PUBG și să pot să și filmez, să-mi fac și de cap. Pentru că eu sunt cu YouTube. Orice până la YouTube. Că eu de YouTube mult mi-am zis să mă las. De ce să te lași de YouTube? Să mă las la aproape 200 de abonați și... Și la... Doamne, la... La... Cum dracu să numește, mă? Și la 112 de ore de vizionare publică. Cred că chiar 113 mi se pare cam acum. Undeva la 113-114. Adică de ce se las? Că n-am văzut că multă lume se uită chiar atât de mine. Bine, trebuie să recunosc, nene. Lumea aia care s-a uitat la mine, eu așa am muncit mult. Ce ușor l-am dat pe ăla pe jos. PUBG este un prea șmecher jocul. Oricum, după episodul ăsta, cred că mai înjoc un match ca să mai... cred că mai bag un match după episodul ăsta. Trebuie să mai filmez, că na, dacă încep școala, e cam nasul. Că azi e duminica, a trecut ziua mea, băieți. Totuși, de ziua mea mi s-a îndeplinit dorința care mi-am dorit, 100 de ore de vizionare publică. Dar am făcut 111, ești nebun, de ziua mea. Chiar cu 11 ore în plus, ești nebun. Eu am avut impresia că nu facem, de unde n-aibă, că am făcut mult prea lejer. Mă duc la casele astea. La
Face mult telefon acesta. Stați un pic, deci încă filmează perfect, n-am nicio treabă. N-am probleme cu data timp cât filmează. Nici el cu mine, nici eu cu el. 97 bateria, oricum bateria că mă joc jocuri de genul se descarcă mult prea mai repede la telefonul acesta, dar se încarcă mult prea repede. Și plus că te poți juca gaming fără nicio problemă. De astea sunt și telefoanele astea așa. Mie chiar îmi plac telefoanele astea, adică bă, ai un telefon din ăsta, mai ales pe locul 14. Vreau să-mi iau unul pe locul 10 pentru că este un pic mai bun, nu este mare diferență între ăsta și ăla care o să-mi iau eu, dar mai durează puțin până mi-l iau, puțin mai mult, peste vreo 2 ani. Vreau să-mi strâng niște bani, oricum ăla e mai scump. Ăsta a fost 11 milioane, voi vă dați seama? Sau 12 mi se pare, nu știu, undeva pe genul. Ăla oricum e vreo 14 milioane. Dar voi vă dați seama, mă, telefon la 11 milioane. Să fie atât de bun. Adică telefonul ăsta își merită toți banii, ești nebun? Și te ține 3 ani de zile, în primul rând. Pe gaming te poți juca orice joc vrei tu, la intensitate maximă și Fortnite poți să joci. Deci telefonul ăsta chiar că se merită. Și deja am un... Deja am încă 2 milioane și... Na. Aș vrea să mă apuc și eu de niște monede, de Bitcoin, de astea, de cripto, pentru că vreau să scot niște bani. Mi-ar place foarte mult. Al meu se luptă cu cineva, nu știu cu cine, dar nici mă interesează. Ce face el? Eu vreau decât să mă duc în zona, cât mai repede. Și prin zona, cred că știi ce pice pe la casa asta, nu știu de ce am eu impresie, vreau neapărat să trec aici. Oricum, aici e zona. Cred că până ajung la casa asta, cred că sunt fix pe zona. Da, exact ce am spus, sunt în zona deja. Ne luăm scop, eu vă găsi un scop mai bun. Pasă lantă, doamne. E destul de ok scopulețul. Mamă, dacă o să mișcă e fără un pic de lag, ești nebun. Oricum și telefonul A10, dacă vă recomand un telefon pentru vreo cam, dacă vreți un telefon A10, este un telefon bun pentru cam vreo 6 luni. Pentru că după 6 luni se strică foarte ușor. Mai mult de 6 luni nu ține telefonul ăla fără să-ți facă lag. Și ăla în 6 luni îți mai face cât un pic de lag, mai ales pe PUBG și nu se mișcă chiar așa. Deci și ăla s-ar merita dacă vrei să ții telefonul pentru na, să vorbești pe el. Chestii, da, așa da, că și acum mi-e telefonul și împlinește în decembrie 2 ani. Încă îl mai am. Dar nu mai filmez pe el și nu mă mai joc. Poate mă mai joc așa mai rar, cât e puțin. Dar dacă l-am pasat, de ce să nu-l folosesc? Oricum telefonul ăsta, dacă nu le folosești mult timp, și astea se pot strica. Bine, nici să le folosești, să le... Cum să zic eu, să... Să le strici. Nici chiar așa. Dar nici să... Bine, pe telefonul ăsta, pentru că e de gaming, vă puteți juca foarte mult pe el ca să, până când să se strice. Dacă vă jucați mai mult de 11 ore, dacă vreți, te poți juca pe el. Numai că nu te ține bateria 11 ore. Se joace așa în continuu și la încărcat nu poți stai cu el. Tot, până la urmă, tot ia el o pauză. Fără probleme. Oricum, eu am o pauză de jumătate de oră și după aia pot iar să-l iei. Faza e cu live-urile. Dacă vrei să faci un live de 11 ore, nu poți. Poate un live așa de o oră jumătate, două, da. Poți să faci, nu e problemă. Sau pentru oamenii care vor să stea cu el încărcat, dar până la urmă o să vi se strice. Nu vă recomand să stați cu el încărcat. De dimineață am postat și un episod cu Clash Royale. Nu, dar chiar nici m-am uitat dacă s-a uitat cineva la el. Nu prea am fost atent și cineva a tras. Mă, cineva, știu sigur că cineva a tras. Cineva a tras de undeva. Bă, nu știu cine... A, uite-l aici. Este, băi, nenicule, bă.
Trebuie să știi să joci, mă. Asta înseamnă să ai valoare. Da, așa sunt boss, mă, voi vedea, voi uita și voi cât de varză sunt boții. De că la căla l-o tot. Jgăbitu. Mamă, dar asta n-are nimic pe el. N-are și el pantaloni, n-are nimic. Sărăcii. A tras cineva și nu știu cine. Nu știu, nu prea știu cine a tras. Dar hai să vedem. Iau un coace. Bă, dar să se ține după mine, mă? E ok dacă se ține după mine. Mamă, la mine îmi plăcea mai înainte, băieți. Era un minigame care îl iubeam atât de mult. Eu cu verișor. Cel mai mare flash din viața mea care l-am luat. Bă, dar tot mie mi-a dat mai mult damage. Da, mă, cu minte. Vițelule nu mai da. L-am căpcănat și pe el puțin. Era să-i dau și foc. Îmi plăcerea că reușeam să-i dau și foc. Dă-l naibii că e cam enervat băiatul ăsta. Dă el cu punii mine. A, să rămână. Tu de rând dă-mi de astea. Mă, lasă-mă în pace cu ăsta-l tău. Bă, dar ceva mașină, nimică, mă? Până acum așa aveam mașini și de toate și acum așa nu mai am nimica. Uite, al meu nu știe să luteze, dracu. Uite, trebuie să-i muniție. Bună muniție, ce? Eu-i smoke. Eu. De ce nu? Dacă știu să-l dau, de ce să nu-l și eu? Dar problema e că nu avem mașină. Aș merge la fermă acolo. Hai să ne îndreptăm spre fermă, pentru că acolo e cel mai lejer la fermă, dar cel mai intens este la școală. M-aș duce spre școală. Eu chiar aș avea ceva. Hai, mă, să mergem spre școală, că mă ține. Chiar dacă știu că o să mor, dar... Na, ce să fac? Mur, asta e. Pentru că la școală este foarte, foarte greu să supraviețuiești. Acolo și să duc ce mai bun. Asta lumea să tot ține după mine, nu mă lăsă în pace. Să vezi acum așa ce smoke dau acolo așa mai în față. Să vezi acum așa cum trec eu prin el și el prin mine. Uite cum a trecut pe zboc. Șiu! Și că e tarzamă ăsta. Uite, școală. Unde mă școală, dar chiar? Nu văd școală. Nu știu ce e acolo. Îmi place foarte mult să mă joc pe PUBG. De școală. Ah. Uite, acolo s-a în față. De din păcate, nu mai mergem la școală pentru că mie nu mi-mi place la școală. Eu mă pun aici și aici stau. Am trimite pupici. Are și muniție pentru mine, perfect, am luat și niște muniție. L-am pus knockout.
Ia mai dă-mă și mie câte ceva, nu mai lua numai tu. A, uite aici. Bă, nu mai e nimeni pe aici. Să văd ce căpăcesc dacă mai dau de picele ei. Unde sunt băieții? Chiar prost, nu știu să tragă nici are. Doamne, dar varză mai mare meu. Om, varză, bă, n-ai ce să-i faci. N-ai ce să-i faci. La băiețel. Aoleo, mă lua zona. Nu o luăm încolo pentru că intrăm în punctul roșu și nu vreau. Este perfect că am ieșit și din punctul ăla roșu. Și ne ducem să câștigăm. Băieți, acum luăm tot drept așa în față și ne ducem băieții mei frumoși. Eu profesionistul la jocul ăsta. Inventory, băieți, inventory. Am sute de mii, sute de borcane. Mamă, bosulică, bosulică, bosulică în pijamale. Băi, părerea mea e că jocul ăsta este foarte șmecher. Adică PUBG-ul, adică n-ai ce să spui, dacă ești PUBG-ul nu mai e șmecher. M-am văzut mulți care se joacă Free Fire ca disperație și Free Fire-ul nu e șmecher, mă, nu știu. Pentru că n-au, și știu eu cine se joacă Free Fire, că n-au spațiu să-și instaleze jocul ăsta. Știu eu de ce. Care trageți, mă? Că o, te trage din față de aici. Ce oameni bulangii. Ce-i fulel, mă, că o să pusă jos acolo și o să stăcă ghiu. Este, mă, ce cap i-am dat. Mai pune ei cu mine la jocul ăsta. Bă, bă, că încă filmez. Bă, da, asta fură tot. Și el nu joacă nimic și el fură tot astea. Dar bravo, mă, bunule, care ești tu bun. Așa. Uite și la el. Care îmi lăsă și mie niște gloanțe, mersi. Bă, dar ce oameni retardați, mă. Vede că următorul lua cu pistolul, fiți atenți. Că la cât de praf sunt ăștia, oricum mai durează ceva meciu. Cred că mai durează cam vreo, să zic, vreo 7 minute, nu știu, ceva e genul. Am 8 kill-uri. Facem noi 10 kill-uri, mă, meciul ăsta, facem? Uite, vă că vine și zona mai aproape. A, păi zona deja... Deja a ajuns aici. Acum așa ne dă un nou punct. Uite că e lipită, dar de nu știu ce nu se mai termină. A, gata. A, mama, avem 400 de, mers în parte, 400 de metri mers în partea asta. O luăm la goană, deși nu mă grăbesc am pentru nimica, pentru că o să ajung foarte repede. Aș putea să trec și pe la casele astea, așa că hai să trec pe la casele astea întâi. Pentru că eu nu vreau să mor, pentru că eu nu mor niciodată, pentru că eu nu sunt prost și pentru că al meu e prost. Dacă se ține iarăși al meu ăsta după mine, mă disperă. Este, m-am scăpat și de el. Ba nu, că tot după mine vine. Bă, copilul ăsta e incredibil, mă, l-a sudat în pace. Nu mă lasă în pace, nenicul, n-am ce să-i fac. Eu, ce dracu fui, mă? Ah. Merge filmărica? Hai că văd că mai merge dacă e. A, merge, bă, nu-i problemă de asta, oricum nu are cum să închidă pe jocul ăsta, după telefonul ăsta.
Mamă, dar telefonul verișorului meu atât de mișto, bă. Voi știți cum se mișcă? Se joacă cu 4 degete pe el. Să mai juca și cu 5 uneori. Se joacă cu 4 degete, dar tot eu sunt mai bun decât el. Glumesc, băieți. Cu siguranță nu sunt el. Are level mult mai mare. Uite, în sfârșit găsi și o mașină. Hai să vezi ce-l fraierezi pe băiat. Să sui, mă, să sui mașina. Hai să luăm pe cea pe jos, să plecăm de aceea. Pentru orice eventualitate. O luăm frumos pe cea pe drum și ne plimbăm, nu mai avem nicio treabă. Mergem cu 95 la oră. Asta văd că se tot cam ține după mine. Da, bravo, mă, bine că muriși. Că te aruncași după aia, nici că nu te mai ajut. Pa, bă, ne mai vedem, nenicule. I need consumables. I need consumables. Marked a location. I need consumables. Watch out. Nu l-aș mai ajuta, mă. Ia să vedeți că stau aici lângă el și nu-i fac nimic. Dar vezi ce-i fac acum. Acum plec. Dar tot îl salvez, mă, până la urmă, că nu sunt băiețel rău. O să-l salvez acum. Hai, mă, că te salvez. O să salvez acum, așa, băieți, nu mai las, că nu mai am timp și moare oricum. Uite, bă, că l-am ridicat pe băiețel. Trasă după mine? Ia uite zona. Ce faci, zona, că te opriși? I need consumables. Mark the location. Mark the location. Enemies ahead. Iau puțin mai în spate, iau puțin mai în spate. Ia că vreau să intru cu roata din față. În afara zonei și cu spate. Hop. Așa, eu uite așa stau. Ia că vreau să-mi fac o poză. Ia să vedem, face și un screenshot. Perfect. Oricum nu mi-au de mergi. Ia să vedem dacă se întâmplă ceva. Hai să stăm aici, ca băieți. Dar trebuie că nu mi-au damage. Fac și o poză. Și aștept, mai aștept aici 30 de secunde, că nu a venit zona, plec repede, da? Iasă, că l-am păcălit pe băiat. Le lași dură 3 secunde, mă întorc gata. Starte și fugi, robețică. Fugi, 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 că vine zona.
Hai cu mine să ne zăpăcim de cap. Maga 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 bang 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 bang. Maga 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 bang. Da, prost ești, doamne. A, mai sunt încă doi în afară de noi. Trebuie să-i batem. Baga, 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 baga. A, o fix în copac. Bă, primul copac fu al meu. Dă-mă. Bă, dă asta jos de aici. Hai, că o dă-o asta jos. Aceea rămâne aia. N-a nimic acolo, cum nu mai mergem acum așa cu mașinile. Pe câmpii. Hai să le adunăm copii. Mergem cu mașinile. Perfect, uite că vă cam lăsă mie mașina, da? Hai că sunt și prost eu. Hai să vedem. Facem și noi pe aici. Bă, dar nu se mai termine, ești nebun? Speed. Biu, biu, printre copaci, printre copaci, printre copaci, printre copaci. Primul copac e al meu, primul copac e al meu. Ia să vedem. Au! Au, nenicule, au! Ține-o pe aici, pe câmp, că e jale cu ea. Ține-o pe aici, pe câmp, că e jale cu ea, bă! Ce-o zice asta, că nu vrea în viața lui să conducă, să fie condus de mine. Bă, totuși vreau să mai fac și niște kill-uri pe PUBG. Ia, urcă-te, 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 urcă-te. Hai să facem un full. Stai un pic, că trebuie să facem un full acum. Cu mine. Am mai făcut și eu un kill. 9 kill-uri, 9 kill-uri. Bă, îmi doream să fac și tot 10 kill-uri. Ia foc mașina, ia foc. Sparge cauciucurile. 1, 2. Ia să încercăm acum așa să mergem noi cu ea. Bă, tu ești retard. Da, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să lăsați voi așa foarte multe like-uri. Ia, ne vedem data viitoare. Pa, pa!